Ai auzit despre Harry Potter și Piatra Filozofală? Îți propun să citești această carte foarte captivantă și vei cutreiera pe tărâmuri misterioase. Acum, hai să mergem dincolo de firul aventurii și să continuăm altfel povestea. În banca Gringotts, doi spirituși au împreună 360 de monede de bronz. Două pătrimi din monedele pe care le are un spirituș sunt egale cu două cincimi din monedele pe care le are celălalt spirituș. Câte monede are fiecare spirituș? Îți propun ca înainte de a repeta datele problemei, să ne reamintim cum se citesc fracțiile. 2 pătrimi, 2 pe 4 sau 2 supra 4. Acum exersează și tu cu fracția din partea dreaptă. Mă pot ajuta desenând segmente. Primul spirituș, întregul, este segmentul care a fost împărțit în patru părți egale ca să reprezint cele două pătrimi. La al doilea spirituș, întregul este segmentul care a fost împărțit în cinci părți egale ca să reprezint două cincimi. Dar nu uit că două pătrimi este egal cu două cincimi, așa cum se vede din desen. Așa că am refăcut întregul primului spirituș cu 4 segmente și am refăcut întregul celui de-al doilea spirituș cu 5 segmente. Acum trebuie să facem legătura cu cele 360 de monede pe care le au ei în total. Dacă voi observa cu atenție, voi vedea că cele 360 de monede corespund celor 9 părți egale din desen. E simplu acum. Împart 360 la 9 și obțin 40 de monede, exact cât reprezintă un segment. Să calculăm acum cât are primul spirituș. 40 înmulțit cu 4 este egal 160 monede. Al doilea spirituș. 40 înmulțit cu 5 este egal 200 de monede. Ce simplu a fost! Dar să nu uităm să verificăm dacă am calculat corect. 160 de monede ale primului spirituș plus 200 de monede ale celui de-al doilea spirituș este egal 360 de monede în total. Corect! Ce bucuroși sunt acum spiritușii!